Serviciile de urgență ale municipiului Dej s-au deplasat în localitatea Calna la un incendiu, unde am găsit două victime, mamă și copil. Mama cu arsuri la nivelul feței, gradul 1, și la nivelul palmelor, și copilul cu arsuri de gradul 1 și 2 la nivelul feței, regiunea pomeților și a piramidei nazale. Nu le-a fost pusă în pericol viața, vor fi duși la spital Dej pentru supraveghere. Garda de intervenție Nical Detașant de Pompieri Dej a intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la casă particulară în localitatea Cala. Ne-am deplasat la fața locului cu o auto specială de stingere cu apă și spumă. Ajuns la fața locului, incendiul aproape localizat și stins, ajutat de către localnici. Din nefericire, se pare mama și băiatul acesta prezentau arsuri de grad 1 și 2 la nivelul feței.